Da, la noi s-a încadrat ușor. Nu, să știți, domnul Stan, lângă... spuneați mai devreme că Dinamo, adică, mă rog, ați lăsat să se înțeleagă că Dinamo face parte dintre echipele mari. E o falsă problemă. Da, dacă Ceaușescu ar fi fost siderurgist, domnul Stan, și Oțelul ar fi fost o echipă mare. Deci asta cu aprecierea, Dinamo n-a fost niciodată o echipă mare. Sistemul a făcut ca ea să devină o echipă mare. Adică și... No, eu mă referam la echipele care au câștigat titlul. Păi sigur, dar au câștigat pentru că știm cum se juca. E pe care nu o poate contesta. Da, nu îi putem contesta noi istoria lui Dinamo și Palmaresului. Haideți un pic să vă reamintesc clasamentul la începutul anului 1989, că poate nu-l mai știți. Eu l-am recapitulat recent și mi-a făcut o mare plăcere. 1 Steaua, 2 Dinamo, 3 Victoria București, 4 Flacăra Mureni, 5 FC Olt, 6 Inter Sibiu, atenție cine era prim secretar la Sibiu. Da. Locul 7, care în fapt însemna locul 1, firar să fie de campionat, era FCM Brașov. Da? Așa arăta campionatul în februarie sau martie 1989, așa că să mă lăsați cu marile echipe. Dacă Flacăra Mureni, FC Olt și Victoria București erau mari echipe, să vă mai spun ceva, domnul Stan. Știți care era bilanțul Stelei și al lui Dinamo în momentul respectiv? M-am uitat după 23 de etape. Îmi pare rău, n-am putut mai mult. 23 de meciuri avea Steaua, 22 de victorii și un egal. Barcelona era mic copil. Avea peste 100 de goluri marcate. Barcelona, am văzut că de-abia a ajuns la 100, gâfâind acum. În etapa 34. Da, Dinamo avea 99 de goluri marcate, domnul Stan. Avea, știți, Dinamo ce bilanț avea? Deci Steaua 22-1-0. Dinamo 22-1-0. Făcuseră egal între ele și bătuseră tot la pielea goală, în rest. Împreună marcaseră 567 de goluri Steaua și cu Dinamo, împreună, sigur. Primiseră vreo 14. Ăsta e fotbalul românesc cu mari echipe. Ați v-am spus, dacă Ceaușescu nu se năștea opincar, se năștea siderurgist, erați în Champions League sau ați fi câștigat cupa campionilor cu Archibald și cu Schuster. Domnul Stan, v-am întrerupt, vă rugăm. Nu comentez lucrul ăsta.